După retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială, Partidul Democrat părea să fi găsit candidatul cel mai bun în persoana Kamalei Harris. Mai mult, Biden s-a angajat să își ofere tot sprijinul vicepreședintei sale. Însă, cooperarea nu pare ideală între cei doi. Mai multe știe Balazs Barabas, editor al FNews. Bine te-am regăsit! Bună ziua, Andreea! Balazs, Biden s-a opus mult timp retragerii sale din cursa electorală. Afectează acest lucru colaborarea cu Kamala Harris? Nu se știe dacă în mod direct Biden îi pune vețe în roate Kamala Harris, dar se pare că în orice caz cei care lucrează cu cei doi organizatorii programului lor și consilierii, se pare că au oarece conflicte sau cel puțin probleme de punere cap la cap a programelor. Despre ce vorbesc? De exemplu, săptămâna trecută președintele Joe Biden a ținut o conferință de presă la Casa Albă, bineînțeles, fix în momentul în care Kamala Harris avea un meeting electoral în statul Michigan. Bineînțeles, Kamala Harris ar fi avut nevoie să aibă o acoperire mediatică cât mai mare, dar în acest moment Joe Biden i-a furat show-ul, cum se spune, Kamalei Harris. Încă o dată nu este clar dacă a fost pur și simplu o stângăcie din partea consilierilor și organizatorilor, dar acest lucru este inadmisibil într-o campanie în care Kamala Harris și Donald Trump sunt cap la cap în sondajele de opinie și au nevoie de orice moment mediatic și de orice zecime de procent în sondajele de popularitate. Apoi a fost momentul uraganului din Florida, când Harris l-a criticat pe guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, că nu i-a răspuns la telefon, ea a vrut să-și coordoneze cumva eforturile de gestionare a uraganului, a rezultatelor și a consecințelor uraganului cu Ron DeSantis. Ron DeSantis a răspuns că a discutat direct cu președintele Biden, și Biden chiar l-ar fi lăudat pe Ron DeSantis, el fiind republican față de tabăra democrată a președintelui Biden. Deci și în această situație Kamala Harris a rămas puțin în offside din punct de vedere politic și organizatoric. Acestea, cum spuneam, sunt greșeli de neiertat într-o campanie electorală. Acum, bineînțeles, Kamala Harris este încă vicepreședintele Statelor Unite și a lui Joe Biden și încă mai are atribuții pe linie de administrație de stat și de guvernare a Statelor Unite. Deci, cumva, este o perioadă destul de intensă și pentru Kamala Harris și pentru Joe Biden. Balazs, într-o asemenea situație, într-un asemenea context și de cealaltă parte, în cealaltă tabără a lui Donald Trump, bănuiesc că sunt reacții. Ce spune Trump despre situație? Trump nu face foarte multe declarații pe această temă, dar oricum evident îi vine la îndemână acest conflict mocnit sau poate și puțin deschis. Există și unele voci, de exemplu, care spun că Joe Biden ar vrea intenționat ca Harris să nu câștige alegerile și cumva să îi pună sub nas Partidului Democrat. Ia uite, eu aș fi câștigat, Kamala Harris nu a câștigat, dar în fine acestea sunt zvonuri. Dar oricum, Donald Trump, bineînțeles, alimentează aceste tensiuni între Kamala Harris și Joe Biden și face tot ce poate pentru că, așa cum spuneam, să mai câștige câteva zecimi de procente și să intre pe linia dreaptă în cursa prezidențială. Îi urmărim și noi îndeaproape. Îți mulțumesc pentru informații, Balazs.